Într-un alt bilet, mai complex, este scris: vreau să ne vorbiți dacă modul de a se proteja părinții să nu aibă copii este un păcat atunci când, două puncte și culiniță, ai un copil mai mic de doar câteva luni. Eu recomand mamelor să alăpteze, că e natural. Altă soluție, să se înfrâneze bărbatul, dar asta nu poate dura mult. Deci tot putem vorbi doar de o perioadă scurtă, ori alăptată, ori... Asta acum rânduie Dumnezeu, dar revin puțin. 2. Atunci când medicii spun că corpul femeii nu este bine pregătit, mă, depinde de mentalitatea societății. Medicii își pot da părerea, poate fi un adevăr, Dumnezeu te poate susține chiar în condiții critice, poate să fie doar opinia lor, nu trebuie să se impună părerea medicilor, dar revin și asupra acestui aspect. 3. Atunci când soțul sau soția nu se simt pregătiți pentru încă un copil, dar cum s-au simțit pregătiți să se căsătorească? Știți de ce nu-s pregătiți? Nu sunt în relație bună cu Domnul și se tem că le face surprize. Când o familie este într-o relație spirituală bună, nu îi ajunge nicio ispită peste puteri. Dumnezeu înștiințează, Dumnezeu nu face nimic fără să-și descoperă taina sa slujitorilor săi proroci. Și chiar dacă ar fi să fie vreo astfel de surpriză, tot la Dumnezeu mergem și tot El ne pregătește. 4. Atunci când dai deja 3-4 copii și simți că doar pentru atât poți să-ți asumi responsabilitatea. Dragul meu, chiar te simți responsabil de 4 copii? Dar dacă mori, ce faci? Dar dacă te îmbolnăvești, la cine te rogi? Acesta este un mod foarte umanist de a pune problemă. Responsabilitatea Dumnezeu ne-o dă, puterea El ne-o păstrează. Nu puneți problema așa, o să revin. Toate aceste moduri în care s-a pus problema aici sunt greșite. Toate sunt în limbajul oamenilor. Sunt gânduri și întrebări de ale lor, dar... Știți cum mi-a spus Domnului Petru? Înapoi a mea satană, tu gândești ca oamenii. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și o ultimă liniuță, și dacă este vreun mod de protejare cu care se greșește mai mult sau mai puțin, care e mai mare criminal, care îi dă cu bolovanul în cap sau îl pușcă? Dragii mei, problema nașterilor este o problemă grea în familie. Și dacă o veți privi fără Dumnezeu și, repet, după mentalitatea lumii, vorba lui frate Odoraș de la Izvin, vă încurcați rău de tot. Priviți problema asta în relație cu Dumnezeu și cu Scriptura. De-aia v-am întrebat la început, vreți să vă dau răspunsuri de la mine? Păi eu v-aș dori să nu vă fie greu, să n-aveți probleme. Dar dacă vrei un răspuns de la Dumnezeu, atunci te pui și te rogi. Am întâlnit adesea frați și surori din adunare, nu-i rău că ne întrebăm și discutăm. Dar mulți tot întreabă că ar vrea un răspuns cum deja l-au. Numai că mai vor o semnătură lângă a lor, fie măcar doi martori. Dar dacă vreți un răspuns de la Dumnezeu, pune pe genunchi și vă rugați. Și Dumnezeu face să răsară o lumină în întuneric. Dar asta e numai pentru cel cu inima curată. Dumnezeu dă lumină. Dar dacă nu vrei lumină, vrei doar așa motivații, scuze... S-ar putea nici să nu pricepi.
În privința copiilor, vă spun pe baza câtorva versete din Biblie, Genesa capitolul 1, pornim de la început. Versetul 21, Dumnezeu a făcut peștii și a văzut că e bun ce făcuse. Dumnezeu le-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți apele mărilor să se mulțească păsările pe pământ. Acest mod, această constatare a lui Dumnezeu că e bun ce a făcut, cred că are în vedere regimul de reproducere. Căci pentru aceasta le-a binecuvântat. Adică Dumnezeu a înscris în genele acestor vietăți modul lor de reproducere, de perpetuare a speciei. Când a creat omul, scrie aici în versetul 27, l-am citit la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Este exact binecuvântarea ce a dat-o la cealaltă viețuitoare. Ce înțeleg de aici? Că procesul nașterilor trebuie să fie unul natural. Sau dacă nu, dați-mi voie să vă întreb eu, mi-ar putea găsi cineva vreo explicație în Biblie sau vreo referire că noi ca oameni ne-am putea permite vreo șmecherie? Ar găsi cineva în Biblie vreuna de asta? Scrie doar în Genesa 38 că unul nu vrea să fie copii la frate său și a fost condamnat. Dar acolo nu era doar lipsă de dorință de a avea copii, era și legat de acel mod de căsătorie. Dar repet, și-a găsit cineva vreun Biblie unde Dumnezeu a dat dreptul ca oamenii să se amestece la capitolul acesta? Pentru că patriarhii numai așa spuneau, începând cu Eva, Dumnezeu mi-a dat un om, Iacov, copiii care mi-a dat Domnul, Isaia, peste tot unde întâlnești în Biblie, am citit 1 Timotei 5, să se mărite și să aibă copii. Regim natural. Cineva m-a întrebat, frate, dar chiar nicio măsură contraceptivă? Eu accept două. Unu, să nu se facă sex în afara familiei. Asta a stabilit-o Dumnezeu, nu? Asta e măsură contraceptivă. Și doi, asta nici nu mai trebuie recomandată că intră în vigoare de la sine. Când la femeie trece vremea, nu mai naște. Măsură contraceptivă. Amândouă le-a luat Dumnezeu, una prin natură, alta prin poruncă. Mai știți alta? Păi v-am mai spus că se poate înfrânare, dar asta nu poate dura mult. E scris de asta, pentru o vreme, cu bună învoială, poți și rugăciune, dar asta nu merge cu ani și cu asta nu reduci tare mult din numărul de copii. Asta numai așa, dacă vrei să te pocăiești, ca să înțelegi dacă mai vrea Domnul să ai un copil și să poți să accepți cu voie bună. În schimb, vă puteți ruga Dumnezeu să vă conștientizeze, Dumnezeu dacă vrea să vă dea copii sau nu vrea să vă dea copii, nu vă faceți vinovați. S-a întrebat despre metode. Din cât am studiat eu, avorturile se clasifică în două, avorturi timpurii, adică împiedicarea unei vieți prin sterilet, spray-uri, legarea trompilor și așa mai departe, în primele ore sau prime zile după concepție. Fie prin împiedicarea lipirii de uter, fie prin împiedicarea alimentării acelei celule. Și medicii declară aceste moduri de contracepție avorturi timpurii. Pentru că știința ne-a ajutat să înțelegem că în acea minusculă entitate realizată prin concepere, unirea celei mai mici celule din trupul bărbatului cu cea mai mare celulă din trupul femeii. Femeia trebuie să dea mai mult, în sensul că ea suferă mai mult. În genele acelei entități se găsesc toate datele noii ființe. Acolo e trecut și ce culoare o să aibă și ochii și părul și alte caracteristici. Oricând acelea le distrugi, ce ai distrus? Dar o celulă? Nu. Ai distrus o viață ascunsă într-o celulă. Ca să nu mai vorbim de avorturi târzii în
perioada a câteva săptămâni de la concepere. În privința aceasta, vă recomand. Cineva spunea, aici nu putem să ținem mai mulți copii, măcar că locația e mai bună ca în țară. Sau să spună vreo soră, frate, eu lucrez și nu pot. Dacă nu poți, vă duceți în țară, sau dacă nici în țară, vă duceți la țară. Că e scris că dacă te prigonesc într-o cetate, să fugi în alta. Ideea în fond este, nu încercați cu justificări care în fața lui Dumnezeu vă fac vinovați, cum am spus aseară. Conștiința voastră vă acuză. La mărturisiri am observat că nimic nu apasă pe o femeie mai mult decât evitarea funcției de mamă. Nici care ori curvit nu se simt așa de apăsate ca cele ce nu au vrut să aibă copii. Și le s-o scuza. Dar scuzele astea nu-s bune nici pentru conștiința ta, ascultă-mă ce spun. De aceea vă recomand nu numai sub acest aspect, ci pentru mântuire în primul rând. Să avem o viață aproape de Domnul, ca Domnul să ne ajute să înțelegem voia Lui, ca Domnul să ne ajute să ne putem crește copiii, că numai Dumnezeu poate să vină ajutorul familiilor în vremea aceasta. Sunt situații critice, familii care nu mai au control asupra copiilor, dacă i-a pedepsit, iau autoritățile, sistemul acesta de a învăța de mici toate stricăciunile, în situația aceasta numai Dumnezeu ne poate veni în ajutor. Dar să știți că Dumnezeu este stăpân și peste societatea vremurilor noastre. Și poate să întărească familiile și în vremea aceasta numele Domnului să fie slăvit.